Bună ziua, vă salută Tatiana. La cererea dumneavoastră, astăzi vom lucra împreună acest pătrățel. Pentru aceasta veți avea nevoie de firul de bumbac, indiferent de culoare sau grosime, și de croșetul adaptat acestuia. Eu voi folosi, precum acesta, firul de bumbac de culoare violet și croșetul cu numărul 2 și jumătate. Firul meu fiind mai gros, voi folosi acest număr de croșet. Și vom începe. În cercul magic voi face pentru început un singur ochi de lanț care va da stabilitate cercului magic. După care voi continua din nou lucrând 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț de separare, după care voi continua din nou cu o altă serie de 3 piciorușe duble, 1, 2, 3. 3 ochiuri de lanț de separare și în felul acesta vom avea nevoie să lucrăm 4 grupe de câte 3 piciorușe duble separate de 3 ochiuri de lanț. Odată lucrate cele 4 grupe de câte 3 piciorușe duble separate de 3 ochiuri de lanț, vom închide cercul magic și vom închide acest rând în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș cu fir alunecat. După care voi urca în sus 2 ochiuri de lanț, doar 2 voi face de data aceasta, care țin locul unui picioruș dublu. Voi continua cu cel de-al doilea picioruș dublu în corespondența piciorușului următor. În corespondența celui de-al treilea picioruș voi face din nou cel de-al treilea picioruș dublu. Iată, ne-a ajuns acum în corespondența spațiului format din cele 3 ochiuri de lanț. Aici vom lucra 2 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț de separare, urmate de alte 2 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. Și voi continua lucrând cele 3 piciorușe duble care urmează. 1, 2, 3. Ajuns în corespondența ochiurilor de lanț, voi lucra din nou 2 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț de separare, urma de alte 2 piciorușe duble. Și vom continua pe parcursul întregului rând în acest mod. Ajunse la capătul acestui rând, voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș. Și din nou voi face 2 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu și voi continua seria piciorușelor duble până în corespondența ochiurilor de lanț. Ajunse în corespondența ochiurilor de lanț, vom repeta din nou 2 piciorușe duble, 1, 2, 3 ochiuri de lanț de separare, 1, 2, 3, urma de alte 2 piciorușe duble, și vom continua seria piciorușelor duble până în corespondența ochiurilor de lanț. Deci, acest rând va consta în ceea ce am prezentat până acum. Voi continua pentru dumneavoastră. P
Pe măsură ce vom lucra, bineînțeles, numărul piciorușelor duble va crește. Ajunsă din nou în corespondența ochiurilor de lanț, vom repeta cele două piciorușe duble. 1, 2, 3 ochiuri de lanț de separare, urmat de două piciorușe duble și vom continua în felul acesta până la sfârșitul rândului. În momentul când ne vom apropia aici la sfârșitul rândului, ne vom reîntâlni. După cum vedeți, am ajuns în corespondența ultimului spațiu format din ochiurile de lanț. Aici voi lucra două piciorușe duble, exact cum am lucrat până acum. Deci două piciorușe duble, trei ochiuri de lanț de separare, urmat de alte două piciorușe duble, după care vom continua să acoperim piciorușele duble din rândul anterior. Deci, în corespondența acestor două piciorușe duble, noi vom face piciorușe duble. 1. Cel de-al doilea. Voi închide rândul în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș cu fir alunecat și am completat și acest raport. Acum din nou voi face două ochiuri de lanț, voi completa seria piciorușelor duble. Ajunsă în corespondența ochiurilor de lanț, vom lucra în același mod, două piciorușe duble, trei ochiuri de lanț de separare, urmat de alte două piciorușe duble. Două piciorușe duble și vom continua până în momentul în care vom ajunge în ultimul spațiu format din ochiurile de lanț. Ajunse în corespondența ultimului spațiu format din cele trei ochiuri de lanț, eu am lucrat deja cele două piciorușe duble, voi continua cu cele trei ochiuri de lanț de separare și voi continua lucrând două piciorușe duble, după care voi completa numărul piciorușelor duble rămase descoperite. Ce avem aici? 1, 2, 3, cel de-al patrulea, picioruș dublu, și voi închide totul cu fir alunecat în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi continua lucrând două ochiuri de lanț, după care voi face piciorușe duble până în corespondența, să numărăm. Avem un total de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 piciorușe duble. Noi vom scădea două de o parte și două de cealaltă de data aceasta. Deci, ultimele două piciorușe duble nu le vom lucra. Și voi continua cu piciorușele duble. Nu-mi găseam cuvintele să vă explic în mod corect. Continua cu piciorușele duble, în felul acesta. Și mă voi opri cu două înainte de terminarea acestui raport. După cum vedeți, mi-au rămas
două piciorușe duble pe care eu nu le voi lucra. Voi face 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, firul pe croșet, iar în corespondența spațiului format din cele 3 ochiuri de lanț, voi lucra 2 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț de separare, 2 piciorușe duble, 2, 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, firul pe croșet, după care voi sări primele două piciorușe duble din acest raport, voi intra în cel de-al treilea și voi continua cu piciorușe duble până în momentul în care voi ajunge aproape la sfârșit, deci ultimele două rămânând nelucrate. Voi lucra singură și ne vom reîntâlni aici. După cum puteți vedea, mi-au rămas două piciorușe duble nelucrate. Acum voi face cele 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, în corespondența spațiului format din cele 3 ochiuri de lanț. Voi repeta din nou aceleași două piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț de separare, 2 piciorușe duble. Cinci ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, firul pe croșet, voi sări primele două piciorușe, voi intra în următorul și voi lucra exact în modul în care v-am explicat. Deci scădem două piciorușe de o parte, două de alta. Noi ne vom reîntâlni aici pentru a încheia rândul. Și aici m-am oprit înainte cu două piciorușe duble, voi continua lucrând 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, voi intra în spațiul format din cele 3 ochiuri de lanț și voi lucra ca și până acum, 2 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț, urma de alte 2 piciorușe duble, 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, voi sări două piciorușe duble, voi intra în cel de-al treilea și vom lucra piciorușe duble pentru a închide și acest rând. Deci dacă rândurile anterioare noi am înmulțit, începând cu acest rând am scăzut două piciorușe duble de o parte, două de cealaltă și în felul acesta vom continua să scădem. Voi închide cu fir alunecat, în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș, voi face două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu și voi continua din nou. Așa cum vă spuneam, voi scădea din nou două piciorușe duble de o parte și două de cealaltă. Deci am lucrat deja primul picioruș dublu, voi lucra pe cel de-al doilea, cel de-al treilea, cel de-al patrulea, cel de-al cincilea, ultimele două rămân nelucrate. Acum voi continua, 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț. Voi face un picioruș scurt în corespondența acestui arc format din cele 5 ochiuri de lanț din rândul anterior, voi continua 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, firul pe croșet, în corespondența spațiului format din cele 3 ochiuri de lanț, voi repeta din nou 2 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț de separare, 1, 2, 3, urmat de alte 2 piciorușe duble, 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, picioruș scurt în corespondența arcului format din cele 5 ochiuri de lanț, din nou 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț și sărind 2 piciorușe duble,
Noi vom continua seria piciorușelor duble, deci în felul acesta noi vom lucra până la sfârșitul rândului, iar în corespondența acestuia noi ne vom întâlni pentru a încheia împreună. După cum puteți vedea, am lucrat piciorușele duble și cele trei ochiuri de lanț din colț. Voi continua cu 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, le voi închide cu picioruș scurt. Voi continua 1, 2, 3, 4, 5, firul pe croșet și de această dată din nou voi zări două piciorușe duble, voi intra în cel de-al treilea, voi face un picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu și voi închide totul cu fir alunecat în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș. În acest moment voi face două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, voi continua să lucrez cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu și în acest moment, după cum puteți observa, mi-au rămas două piciorușe duble pe care le voi sări. Deci și de această dată vom scădea două piciorușe duble de o parte, două piciorușe duble de cealaltă. Voi face din nou 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, voi închide cu picioruș scurt. În primul spațiu format din cele 5 ochiuri de lanț voi repeta 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, piciorul scurt. În următorul spațiu format din ochiurile de lanț din rândul anterior repet pentru a treia oară 3, 4, 5 ochiuri de lanț, după care voi intra în colț aici și voi lucra cele două piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 2 piciorușe duble, 1, 2. Și voi continua seria ochiurilor de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Voi închide cu piciorul scurt în primul arc din rândul anterior, 1, 2, 3, 4, 5, voi închide cu piciorul scurt în cel de-al doilea arc din rândul anterior, 1, 2, 3, 4, 5, firul pe croșet, voi sări două piciorușe duble, voi intra în cel de-al treilea, voi face primul picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, și cel de-al treilea piciorul dublu, după care vom continua seria arcurilor formate de câte 5 ochiuri de lanț. Noi vom lucra în acest mod pe întreg parcursul rândului și ne vom reîntâlni pentru a continua. Și iată ne-a ajuns și la sfârșitul acestui rând, am lucrat ultimele 5 ochiuri de lanț și voi închide totul cu fir alunecat în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș. Cam așa se prezintă ceea ce am lucrat până acum. Din acest moment noi vom începe rândul final. Cu fir alunecat voi ajunge în corespondența primului spațiu format din cele 5 ochiuri de lanț. Deci ajuns aici voi lucra două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu și voi continua cu cel de-al doilea, 2, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea ochi, cel de-al șaselea picioruș dublu. În acest moment voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț pe care le voi închide în corespondența primului ochi de lanț formând un picot. După care firul pe croșet și voi continua în corespondența aceluiași spațiu cu o nouă serie de 6 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea picioruș dublu,
Iar acum, în corespondența următorului arc, voi face un picioruș scurt, după care mă deplasez în următorul arc și voi lucra din nou cele 6 piciorușe duble, le vom lucra singure, pentru a ajunge aici în colț, să vedeți cum vom lucra și colțul. Deci 6 piciorușe duble. Am lucrat primele 6 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț cu care voi forma picotul. Voi continua din nou cu cele 6 piciorușe duble, cea de-a doua serie. 2, 3, 4, 5, cel de-al șaselea. Și aici în colț, chiar dacă avem doar 3 ochiuri de lanț, vom face din nou un picioruș scurt. Și vom continua. Vom continua lucrând în acest mod până când vom ajunge aici. Când vom ajunge aici, ne vom reîntâlni pentru a continua. Am ajuns deasupra celor 3 piciorușe duble. Pentru a face trecerea de o parte și de cealaltă, noi vom lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț cu care voi forma un picot. Voi lua firul pe croșet în mod normal și voi intra în următorul spațiu format din cele 5 ochiuri de lanț, scuzați, lucrând cele 6 piciorușe duble și vom continua exact în modul în care v-am explicat până acum. Deci, de acum vom lucra singure, noi ne vom întâlni la sfârșitul lucrării și vom închide lucrarea împreună. În acest timp eu am lucrat, am continuat să lucrez. Suntem la finalul acestei lucrări. Am ajuns în corespondența ultimelor 3 piciorușe duble. Aici voi face 3 ochiuri de lanț cu care voi forma un picot, așa cum v-am explicat, și vom închide totul în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș cu fir alunecat. În felul acesta, noi vom încheia și această lucrare. Am scurtat firul, bineînțeles, capetele de fir le vom ascunde și uitați-vă, am obținut acest frumos pătrățel dantelat, care, bineînțeles, în momentul în care va fi apretat, călcat, va arăta foarte frumos. Acesta poate fi folosit chiar pentru a forma niște mileuri lucrate patru și unite între ele, se poate forma un mileu sau o mică față de masă, în sfârșit, fiecare după imaginația lui. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, vă mulțumesc pentru vizionări, pentru like-uri, pentru comentarii. Iar dacă v-a plăcut ceea ce am realizat astăzi, specific la cererea dumneavoastră, vă rog să lăsați un comentariu, un like, să distribuiți, de ce nu. Iar eu, ca de fiecare dată, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și ne vom reîntâlni cu noi tutoriale. La revedere, vă salută, Tatiana!